Samanieni, așa vorbește Domnul, iată pentru voi. Paradista brotime nados tamanien, pentru că vă iubesc, zice Domnul, vreau din nou să vă vorbesc și să vă spun, febratos tamanagol tomenadie. Este nevoie, iată, de sfințire, de curățire, zice Domnul, de cercetarea vasului fiecare în parte. Ragaldos tamanagolto shamanien, iată că unii iau cu ușurință lucrarea mea și chiar lucrarea aceasta și-o pun la îndoială și spun că lucrarea nu este de la mine. Raidobeltos tamanien, sunt Dumnezeu care, iată, paradista brotimenadie, cel care cântărește ușor, zice Domnul, Rigaldos tamanien, iată lucrarea la care a fost chemat. Viu sunt că v-a dat socoteală, paradis tamanien, și vai va fi. Rigeldos temene golto menadie. Iată că unii taie din cruce și alții o pun jos. Și alții, iată, caută scăpare. Și fiecare, zice Domnul, este chemat și a brat-o menadie să-și ducă crucea cu bucurie, zice Domnul. Pentru că, iată, eu sunt cel care am dăruit-o și am dăruit-o cu un scop, zice Domnul. Paradista broti menadie, viu sunt că cel care își duce crucea cu bucurie, paradista managulto șamanien va fi răsplătit și pe pământ, dar și în ceruri, zice Domnul. Iată că eu veghez asupra ființei unui fiecăruia în parte, zice Domnul. Părai domenadie și scurtă-i vremea și va veni pe tot pământul șamanagrados temenien. Ori iată o cernere mare, zice Domnul, și greu va fi pentru cel care, iată, nu s-a ancorat pe deplin în mine, zice Domnul. Și greu va fi pentru cel care credința este slabă, părai domenadie, da, este greu va fi și-a protamanadie, și este pentru cel care nu mai iubește din toată inima, zice Domnul, că este greu și să-și plece genunchii și să citească cuvântul și să aducă zile de jertfă, paradista Marien. Da, pentru că inima lor este împărțită și-a protamanadie și inima lui este, iată, sagrată peltomenadie, plină la unii de fire pământească, braidos tamanagoltul șamanie. Iată și-a vorbește Domnul pentru fiecare parte. Mai las un zăgaz de cercetare, braidos temenie, mai las, iată, pentru că sunt unii care se luptă, dar n-au putere. Vă spun astăzi, puterea se capătă pe genunchi, ca bratul meu, nu-ți devine și-n cuvântul meu, zice Domnul. De aceea vă chem în odăiță, vă chem la sfințenie, rabal tu menadu șamanier, de ce unii, iată, în încercare își caută mijlocul de ieșire, bratul menadu, când eu am spus, că atunci când pregătești încercarea, pregătești un mijlocul de a ieși din ea. Nu căutați să ieșiți mai repede, braidos temenier, că voi vă fi mai rău mai apoi, zice Domnul. De aceea vă spun mulțumiți-mi în toate lucrurile, chiar în cuptor, zice Domnul, că sunt cu voi și nu v-am părăsit. Sunt cel care veghează, nu lasă, braidos temenier, ca cel rău să nimicească sufletul, sta bratul menadie, chiar dacă, iată, cel rău caută să vă doboare, da, așa, brotă menadie. De multe ori veniți, ce brotii menadie, cei mai mulți dintre voi, înaintea mea, zice Domnul, cu haina pătată, răgându-ți de menie.
Sfințiră, sfințiră, ce preot amănat e și apropie răsice Domnul. Amin. Ricardul Ștemene, nu vă mai jucați cu păcatul, căci sunt viu și iată într-o clipită pot să nimicesc și pot să dărâm. Paradis tamanie, ceea ce ați construit o viață întreagă, zice Domnul. De aceea vă spun în dragoste, apropiați-vă, zidiți altarul în fiecare corp, pregăltu menadă stămanie, și țâmpeniți să aduce jerfe să-mi fie curate înaintea mea. Paradis tamanie, nu aduce jerfa nebunului, pregăltu-l stemenie și curățiți-vă viața și inima. Și apoi veniți la altar fiecare cu jertfa adusă, prigăltu-l stemenien, răgăltu-l stemana gultu-l șomanin, înțelegeți că nu mai este voi și voi veni pe norii cerului, regăltu-l menadie și iată, pregătiți-vă să fiți gata în orice vreme, zice Domnul, ca să poți să intervii și la cauze și la cei dragi pentru care mă chemați, zice Domnul. Iată darul acesta, da, voi interveni în unele corpuri, că pe unii plici de război voi aduce înapoi în urmă, zice Domnul. Rigel, tu stemenie și mare va fi bucuria, dar faceți-vă parte unul fiecare, căci puțini sunt cei care vechează, puțini sunt cei care mă iubesc cu adevărat, zice Domnul. Răbaltu stămână gultu șemenie, da, voi da biruință, șapra tamana gultu stămână gultu menadie, dar cel care-i sincer și mă caută, stă la de mâna mea, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Amin, amin.